fiecare spirit când se naște pe pământ, se naște pe principiul rezonanței. Fie el înger, fie el demon, fie el om, adică om însemnând între demon și înger pe o scară mai sus, da? Fiecare om este între înger și demon. Demonii și îngeri fiind extremele, da? Se naște pe principiul rezonanței. Pe principiul rezonanței negative, ca să spun așa. Adică noi rezonăm cu defectele neamului nostru. Adică nu e tata de vină că eu sunt bețiv și că am preluat gena. Știți că așa zice psihologia? Nu ești tu de vină, e o genă pe care ai moștenit-o de la tactul. Mă, dă-o încolo. Dar tu unde erai când te-ai născut? N-ai rezonat cu tactul care era bețiv? N-am nicio problemă cu bețivii. N-am... Și eu am probleme cu genele mele. Tata e de vină că... Da? M-am uitat așa în neamul nostru. Neamul nostru a fost neam de giambași. Da? Crescători de cai. Mai și împrumutau. Ei mai schimbau petele cu mămăligă încinsă. Nu știu dacă știți că se poate. Adică știți că caii au și ei niște pete albe, da? E, dacă îi pui mămăligă încinsă pe o zonă, îi se schimbă pata. Îl opărești, probabil, nu știu, dar vă spun că se știa treaba asta. Și schimbai petele. Care, mă, că n-are pat. Uite, are alte pete, are pete. Și făceai pete unde vrei tu. Făceai șosetuțe, cum vrei tu. Nu mai era calul ăla. Că avea alte pete. Vă e clar? Așa că eu provin dintr-un neam foarte drăguț. Într-o parte, unul care se ocupa de spiritism, bunică meu, și într-o parte, geamaș. Și eu cum am ieșit? Ei sunt de vină că eu practic ceea ce practic, adică că am mașini de sute de cai putere, că eu o strânsă legătură între faptul că în altă viață ai crescut cai și caii putere pe care i-ai în viața asta. Pentru că simți nevoie așa să fii... Ați văzut cum trece o herghelie de cai în galop? E o putere așa, emană o putere. E, așa sunt mașinile de putere mare. Și nu, ne place puterea asta. Absolut, bunicul e de vină că mie îmi plac caii putere, nu? Evident nu. Eu am rezonat cu partea asta de neam pentru că mie am fost crescător de cai în alte vieți, am călărit în alte vieți, mi-a plăcut puterea în alte vieți, mi-a plăcut cei mai răi cai în alte vieți, mi-a plăcut să le pun căpăsul în alte vieți. Nu e bunicul de vină. Din partea cealaltă, bunicul care se ocupa cu ridicat mese și mai știu eu ce, este partea și componenta mea spirituală. Adică am fost preocupat de lumea de dincolo, am fost preocupat de, cum să zic eu, de accesarea lumii de dincolo, am fost preocupat de cunoaștere, de putere, de mai știu eu ce. Nu e bunicul de vină. Evident că era și o parte negativă, pe care am avut-o și eu alte dăți. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Deci problema nu sunt părinții noștri și nici defectele lor. Problema noastră că defectele părinților noștri sunt defectele noastre. Deci noi nu plătim defectele altora. Noi am rezonat cu defectele neamului și sunt defectele noastre. Evident amplificate de propriile lor păcate. Dar noi ne-am grefat ca și timbru pe scrisoare pe defectele neamului nostru. Noi nu plătim nimic în plus. Ei, nu-i chiar așa. Plătim. Dar nu atât de mult cum credem ca să ne simțim vinovați că plătim defectele neamului nostru. Și acum revenind la ce este aceea karma. E impropriu spus karma. Karma este o lege, în realitate. Dar noi am folosit termenul de karma și noi care ne ocupăm de cunoașterea spirituală ca să avem așa un termen de comun acord relativ la păcatele de neam. În ortodoxie se numesc păcatele de neam. Evident că există o karmă personală și o karmă de neam. Adică karma personală sunt problemele și bubele pe care le-am creat eu în alte vieți. Noi toți am creat niște energii în toate viețile noastre. Când ajungem la sfârșitul ciclului reîncarnărilor, trebuie să rezolvăm toate problemele pe care le-am creat odată, vreodată. Relativ la persoane, locuri, nații,
animale, plante. Știți că este o vină în a tăia pădurea? Bun. Știți că în viața următoare o să te ocup de plantat pomi? Știți că este o vină în a fi vânător? Știi că în viața următoare o să fii medic veterinar? Zi. Depinde. Până și vânatul poate să fie făcut într-un mod divin. Adică, există, nu mai există un echilibru al naturii, adică căprioarele lupii. Da? Deci echilibrul ăsta nu mai este susținut în natură și atunci nu mai avem lupi, că i-am cam terminat și atunci vrem, nu vrem, fondul de vânătoare trebuie menținut de om. Atunci nu mai este o vină. Problema vinii, Saruna, nicio problemă. Problema culpei la vânătoare apare în momentul în care îmi place să ucid. Deci omul care îi place să ucidă are o problemă. Adică dacă ție îți place să omori, eu am fost la vânătoare, știți? Sunt fiu de vânător, am tras cu arma, e drăguț când tras la distanță și m-am lăsat odată. De ce m-am lăsat? M-am dus cu tata la vânătoare, tata avea casa în ultimul, deci era ultima casă din deal, urmau 300 de metri și era pădurea. Și el ieșea cu arma în spatele curții, că acolo veneau căprioare, fazani, iepuri, toate ieșeau acolo, că era și izvor. Și veneau la adăpat. Și într-o zi, hai să ieșim la vânătoare, ne-am luat câinele, avea un setter Gordon. Uite iepurele! Și avea un plici. Și a tras. Dom'le, când a început să plângă iepurele ăla, care plânge ca un copil mic, mi-a trecut mama dorinței de vânătoare. Zice, du-te și el! Și eu m-am dus după el și ăla plângea. Și stătea lângă el și ăla plângea. Și deodată s-a ridicat, cred că s-a dezmeticit din șoc, și a tulit-o. Dragoș, o să moară pe nu știu unde. Zic, tată, sorry, n-am putut aici, m-am tăiat. Acum să nu credeți că sunt de la care, dacă ar trebui să supraviezi, n-aș tăia un iepure. Ba da, n-am o problemă. Dar atunci m-am gândit că a ucide din plăcere, bine, tata, cred că vrea să facă niște iepure la ceaun. Nu este pentru mine. Și drept urmare, nu m-am mai dus la vânătoare. Acum să nu credeți că tata a fost vânător și fondul lui era budist. Ca să fie, deci a venit din Tibet el. Și culmea este că a avut lecția să învețe să fie vânător. Adică e paradoxal. Dacă tu... De ce? Păi hai să vă spun de ce trebuie să ai... Și asta e apropo de karma. Karma înseamnă și lecții. Dacă într-o viață prețuiești foarte mult viața, ok, e foarte bine. Dar ce te faci dacă la un moment dat trebuie să fii Dumnezeu unei planete? Și trebuie să urci către Dumnezeu unei planete. Tu, ca Dumnezeu unei planete, nu trebuie să decizi cine trăiește și cine moare? Și atunci nu trebuie să ai tăria să spui pisica asta trăiește, pisica asta va fi călcată de mașină? Și dădeam exemplu. La un moment dat eram eu acasă și ai mei copii erau plecați nu știu unde. Mă, și mă trezesc că intră pe sub poartă un pisoi superb. Alb cu negru, o bijuterie, avea și fundiță roșie. Și îl iau, îl duc și zic, îl duc în spatele, în curte și zic, las că nu-l bag în casă, că o să facă treaba aia. Și o să mă duc și iau lădiță, nisip. Eu, cum am avut cursuri, terapie, seminar, ajung seara acasă și când fac colțul către strada noastră, lipit pe asfalt, pisoiul. Mă dau jos. Și, într-adevăr, îl călcase mașina. M-a luat o jalei, zic, știți cum începi cu de-alea, gen maestru, da? Luameaș, dameaș, de-astea. În creierii mei, că cum pot am putut să fiu atât de așa, că nu mai, în loc să-l iau, în loc să... Că știți, la nivel exterior, toți suntem niște drăguți, dar înăuntru nostru... Mă lasă șeful așa o perioadă. Și cum am putut să fiu atât? Și dacă se căca cât era de mic, nici nu se simțea, și dacă făcea bibl, bă, trebuia să-l iau cu... Uite, am murit și... Procese de conștiință. Și mă lasă, Doamne, Doamne, și la un moment dat au Dragoș. Da.
Zice, tu te superi pentru un pisoi. Nu-i da viață, nu știi de unde vine, nu. Dar te gândești că eu trebuie să decidă în fiecare zi cine trăiește și cine moare? Bun. Există nivelul spiritual la care, la un moment dat, trebuie să înveți cine trăiește și cine moare. Sunt spirite venite pe planeta asta care sunt învățați să fie arhistrategi planetari, se numesc, deci Dumnezeii planetelor, și care au de învățat inclusiv cine trăiește și cine moare. Ok? Și nu mă refer la animale. Tu mai stai, tu mai dai dintr-un picior, tu te mai chinui un pic, tu la revedere tai și tot așa. Pentru că voi trebuie să înțelegeți că Îngerul Păzitor al Îngerul Morții e un arhanghel. Arhanghelul ăsta este supus lui Dumnezeu. Ăla vine lângă om cu 3 zile înainte să moară. În astea 3 zile se mai poate schimba ceva. Dacă la revedere, drum bun. Voi e clar? Și atunci fiecare la nivelul lui de cunoaștere, fiecare la nivelul lui de școală, așa cum într-o viață înveți să ai grijă de animale, într-o viață înveți să le omori, pentru că trebuie să știi și pe una și pe alta. Și dacă o să citiți voi Ecleziastru și vreme este, o să găsiți acolo și vreme este să ucizi. Voi e clar? Știu că nu sună bine și nu sună deloc bine în raport cu anumite legi, dar trebuie să înțelegeți că planeta asta este coordonată de niște entități spirituale pozitive și entitățile astea spirituale pozitive decid cine trăiește și cine moare și cât. Ok? Bun. Mai departe. Deci lecții karmice pot să fie de orice natură. O lecție karmică poate să fie să fii corect, o lecție karmică poate să fie să fii un ticălos. De exemplu, să știți că Vlad Țepeș în viața asta e excroc. E și femeie și excroacă. Și mă întrebam, oare de ce? Pentru că orice lucru care este hiper într-un sens, te duce în sens opus în viața următoare. Da? Bineînțeles că are tot cortegiul de boli asociate, adică sângerări rectale, boală, Crohn, mai știu eu ce, în sensul că elimină sânge pe anumite părți, ca urmare a țepelor pe care le-a dat atunci. Ei, și acum dă alt tip de țepe. Pe bani. Tocmai pentru că a fost hipercorect în altă viață. Și trebuie să înțelegi și pe ăla și pe tâlhar. Eu nu încerc acum să vă găsesc o scuză răului. Pentru că sunt oameni care sunt răi de la el, sunt unii care trebuie să învețe un anumit tip de răutate. Bun. Există, de exemplu, îngerii păzitori ai karmei. Îngerii păzitori ai karmei sunt unii îngeri care sunt trimiși de Dumnezeu pe pământ și care au menirea să te facă să plătești. Iar una dintre formele de plăți karmice sunt, de exemplu, bani. Și atunci e un înger al Dumnezeu care excrochează. Evident, o să zică cineva, și mai ales ortodoxia, îngerul lui Dumnezeu nu pot să facă rău. Ei, na. Ați uitat Sodoma și Gomora? El a fost un bine? A dispărut tot? Și multe altele. Așa că noțiunea de bine și de rău, uitați-o în ceea ce privește divinitatea. Divinitatea funcționează pe principiul binelui în perspectivă. Dacă ție în perspectivă ție bine să pierzi ceva, o să pierzi acel lucru. Dacă ție în perspectivă ți este bine să te desparți, te desparți. Dacă ție în perspectivă ți e bine să-ți moară câinele într-un accident de mașină, îți va muri câinele într-un accident de mașină. Vă e clar? Știu că nu sună bine. Dar eu nu vă cer să mă credeți. Pe mine, eu vă supun atenție anumite probleme pe care voi, cu înțelepciunea voastră și după aceea pe care o să vă dea Dumnezeu, o să trebuiască să le studiați. Revenim la karmă. Avem karmă personală, karmă de neam. Ce înseamnă karma personală? Sub ce titlu înțelegem noi karma personală? O înțelegem sub karma personală, înțelegem
greșelile pe care le-am făcut altă dată, entitățile negative pe care le-am acceptat altă dată, lecțiile pe care le-am bușit altă dată. Prin actualizare karmică înțelegem un lucru, o întâmplare, o situație pe care nu am depășit-o altă dată și care vine cu tot cortegiul energetic din acel moment. Adică eu am, știți cum sunt? Sunteți conștienți de faptul că acum aici noi suntem într-o bulă? E o bulă. O sferă. Astea două, trei ore cât stăm noi aici, suntem într-o bulă. Vă urcați în mașină, e altă bulă? Vă duceți acasă în sânul familiei. În sânul familiei e altă bulă? Vă duceți la muncă și aveți șefi, colegi și mai știu ce. E altă bulă? Bun. Deci noi sărim din bulă în bulă. Vă e clar? Fiecare bulă reprezintând o situație. Și o să vedeți că în momentul în care rezolv o situație, o bulă de genul ăsta, automat mă duc la alta. Când nu o rezolv, da? Ea e repetitivă. E ca un, cum să spun eu, ca un cerc vicios. Ok? Ajung în aceeași situație pentru că, de fapt, n-am ieșit din bula respectivă, nu am găsit soluția optimă. Ăsta este motivul pentru care intrăm în situații, relații din astea repetitive. Nu evoluăm. Evoluția te duce în alt tip de bulă. Vă e clar? Există un nivel la care ieși din toate bulele. Nu e foarte drăguț. De ce? Pentru că nu poți să trăiești în afara bulelor. Dacă ești, trăiești în afara bulelor, de fapt ești singur. Și a fi pusnic e o bulă. Pentru că există deja. Noi nu facem decât să creăm situații speciale, da? Dar în realitate sunt alte tipuri de sfere. Hai să zicem sfere ca să nu se interpreteze. Și atunci putem să intrăm din situații în situație. În momentul în care am ajuns la limita bulelor, vreau să vă spun, știți cum arată? Cine a văzut cubul? Filmul Cubul. Ei, imaginați-vă că este un cub făcut din bule, în care fiecare cub reprezintă ceva. Într-o bulă ai, eu știu, raliu, vezi mașina, într-o bulă ai familia, stau la masă, se ceartă, să mă știu eu ce. Într-o bulă ai zburatul cu avionul, într-o bulă ai jobul tău, biroul tău și tot așa. Da? Dar din tot ăsta, cubul ăsta cu foarte multe bule, societatea creând bule noi și situații noi, se află de fapt în întunericul primordial. Nu poți să stai singur în întunericul primordial. Cel puțin nu în corp. Și atunci, de fapt, trebuie să intri la un moment dat în bulele care îți convin ție. Căsnicia e o... Mă rog. E o relația, este o... Sferă. Dar nu e repetitivă la nivel de timp. Deci eu, după 24 de ani, în altă zi, aceeași serviciu, o bulă... Păi eu ce zic? Dar te întorci în bula respectivă. Deci în momentul în care schimb serviciu, schimb bula. În momentul în care... Da. Aceeași naștere dimineața, aceeași... Da, bineînțeles. Este aceeași bulă. Da. E repetitivă. Când îți schimb serviciu, de fapt ce faci? Schimb bula. Schimb sfera în care ești. Când îți schimb casa, îți schimb... Are altă vibrație, altă energie, alți dragoni, altele. Îți schimb bula, dar tu tot într-o bulă ești. Timp. Noi nu există. Noi ni se pare că e un timp continuu, dar nu e. Noi sărim, de fapt, din... Și dacă ai soție și amantă, ai două bule. Și dacă ai o soție și două amante, ai mai multe bule. Știu! E comic, dar realitatea spirituală e un pic altfel decât o vedem noi. Pentru că noi vedem totul continuu, ca un timp continuu. În realitate, sărim din... Ești pe scări, ești în altă bulă. Ești în jos, în living, bei o cafea, e altă bulă. În realitate, te duci într-un club, e o sferă. Știți care e paradoxul? Că asta e problema. Și apropo de moarte, sunt oameni care rămân cantonați în bulă respectivă. Așa rămân cantonați în case, așa rămân cantonați în cluburi, așa rămân cantonați în diverse. Deci, de fapt, rămân cantonați într-o sferă de genul ăsta, din care n-au putut să iasă. Dar, per total, sunt o grămadă de bule, fiecare cu sfera lui, ca să nu zicem, cu bula lui.
Bun. Deci noi venim cu niște lecții pe care le-am de învățat și ne-am. Fiecare lecție este, de fapt, o bulă de asta în care trebuie să intrăm. Și la un moment dat, vrem, nu vrem, dintr-un anumit considerent, o anumită stare, o anumită energie, o anumită gândire, o anumită vibrație te face să intri în sfera respectivă. De fapt, ăsta este și principiul prin care eu pot să ies dintr-o bulă. Cum? Foarte simplu. Bulele sunt vibrații. Vibrații de joasă, sunt de joasă vibrații sau de înaltă vibrații. Când te duci la biserică în liturghie, nu e repetitivă? Moartea, învierea cristică, nu e repetitivă? Da? Pleacă de la o energie, vindecările cristice, se duce la moartea cristică, deci te duce sus, jos, și după aia te duce la înălțare. Te duce mai sus decât după aia înălțare, după aia coborarea Duhului Sfânt. Toate sunt, de fapt, niște bule prin care noi circulăm. Putem să creăm bule noi? Da. Greu. Dar se pot crea. Am stat așa și mă gândesc cam cum am putea să crez că pot fi create bule noi în ceea ce privește relația bărbat-femeie? Nu. Am studiat. Nu se poate. Păi, căsătoria există, da? Existența unei amant dintr-o parte sau din alta există. Nici măcar nu pot să-l mai copiez pe Eliade că el trăia două săptămâni cu una, două săptămâni cu una. Deci a fost și asta. Bărbați care au una, două, trei, există. Femei care au unu, doi, trei, există. Cupluri care practică, cum se cheamă aia? Deci swing-ul există. Deci nu e nimic nou sub soare. Aia care se duc ca pe vremea lui Caligula, există. Nu am întâlnit lucruri noi pe care să pot să există deja. Ok? Deci să știți că foarte multe din lucrurile pe care le întâlnim, în realitate sunt repetitive. Există deja ca și situații. Și știți când am înțeles eu treaba asta? Ca orice om în viața mea am avut așa, o așa zisă relație toxică. Nu există, domnule, relații toxice. Relațiile toxice sunt, le numești doar dacă nu le înțelegi. O relație așa zisă toxică este o relație în care tu și cu femeia respectivă te cerți într-un an, doi, cât te cerți cu o nervastă normală în 50 de ani. Adică ce s-a întâmplat? Eu, în realitate, am condensat toate trăirile negative, nu eu, Universul. Și ți le dă, servește ca lecție într-un an jumate. E bine sau nu e bine? Nu e bine, nu e rău. Pentru mine a fost extraordinar. De ce? Pentru că în momentul respectiv, trăind prin toate astea, automat ai toate experiențele respective. Le-ai trăit. Sunt repetitive. Nu poți să te cerți. Deci să știți că ai, da, în momentul în care ai toate tipurile de certuri, o să vezi că ai toate tipurile de certuri cu o anumită persoană, în momentul în care întâlnești cearta respectivă cu diverse persoane, o recunoști ca stil, ca bulă. Și am înțeles treaba asta când m-am dus la un teatru, la o cafenea, foarte drăguță din București, e un teatru de la cu mese Godot, unde, culmea, că de obicei merg mai mult studenți și tineri actori, da. E foarte drăguț. Și am văzut o piesă de teatru și aia se chema Te iubesc, cu semnul întrebării, te iubesc. Și este un cuplu, deci este privit un cuplu de la începuturi, cu toate certurile prin care trec. Inclusiv cu damăta. Și deci știți care a fost șocul? Dom'le, piesa aia de teatru parcă a fost scrisă de cineva care mi-a urmărit relația nevăzut. Deci aveam fraze spuse identic la nervi. Deci am fost șocat. Prima oară am bănuit-o pe Dumnezeu că m-a înregistrat, le-a pus pe hârtie scenariu. După aia m-am gândit, bă, o fi învățat rolul pe din afară. Și am intrat în rol. Și nu. Am început să studiez treaba asta. Și de fapt sunt scheme în care intrăm. Sunt scheme în care intrăm, sunt roluri în care intrăm. Și lecția este să ieși din rol. De asta vorbește Hristos și trăiește clipa.
Dacă nu trăiești clipa, inevitabil trăiești un rol. Șarta este să ieși din rol, să recunoști rolul, să schimbi rolul. De fapt, ăsta este principiul prin care eu mă eliberez de o situație. Sunt într-o situație tensionată, de ceartă. Dacă eu mă conectez la o bulă a fericirii, automat am ieșit din situația aia de ceartă. Pot să rămân în bula nefericirii sau pot să intru în bula fericirii. Ce depinde de treaba asta? De mine, de mentalul meu, de gândirea mea. Inevitabil intrăm în bule, pentru că fără să vrem rezonăm, ne duce rezonanța în diverse locuri. Dar dacă ți-ai rezolvat treaba acolo, nu mai rezonezi, nu mai intri. Că nu poți. Vă e clar? Deci de mine depinde sfera, bula, pe care o accesez. Deci eu nu degeaba vă spun bulă, pentru că este... Asta o să răbână. Dacă vă spuneam sferă, sună așa pretențios. Pe când bula, o să înțelegeți în fiecare. Sunt în bula de nefericire. Sunt în bula de fericire. Sunt în bula de aia. Vă e clar? Având conotație și mai joasă ca vibrație, o să o rețineți mai bine. Deci, karma personală reprezintă toate bulele prin care am trecut eu și din care nu mi-am luat lecțiile. Orice, că e un film, că e o melodie, că e o cum te cheamă? O situație. Toate, la un moment dat aveam o melodie și nu înțelegeam. Dom'le, când auzeam melodia aia, e un vals. E un vals, mi se pare că apare în... E un film rusesc, în Anastasia, mi se pare. Dom'le, mă lua o jale... Dom'le, da o jale... Deci de-aia cu... Mă lua amocul rău. Păi, ce mai va să dăm? Și la un moment dat, am cunoscut-o pe dumnea ei. Nu spun dânsa, că la voi dânsa se spune și la vacă. Am cunoscut-o pe dumnea ei. De unde? Ma mai din, de acolo, dinspre Ceahlău, așa că la ei se spunea dânsa la vacă. Așa că am cunoscut-o pe dumnea ei și când am cunoscut-o pe dumnea ei, deci mi-a venit în minte și melodia, și situația, și zic... Și care era situația? Eu eram ofițer, deci am avut o viață aia în care eram ofițer, ofițeri eram sărăcuți, ea era o frumoasă, dar era tot așa dintr-o familie bună, dar scăpătată. Și mă rog, ca să-și salveze familia și neamul, s-a căsătorit cu unul bogat. Și aveam o jale și era o melodie de asta asemănătoare, care era... Se dansau valsuri pe vremea aia. Și... Mă rog, am asociat melodia respectivă cu despărțirea respectivă. Urât. O țin minte și acum. Mă rog, și neiertarea mea față de ea, că așa, și că rău, și față de tot neamul ei cu... Și după aceea te duce situația în relație cu familia respectivă. Să rezolvi bula, adică neiertarea față de persoana, familia respectivă. Ne întâlnim cu aceleași persoane în aceleași situații la alt nivel. De exemplu, ai fost capitan de cum se cheamă? De vas. Da? La un moment dat vei fi șef, vei fi capitan de, vei fi șef într-un birou și o să ai aceiași oameni sub ordine. Sau să fii subalternul uneia căruia ai fost tu șef în altă viață, într-un birou, ca să vezi cum e din perspectiva... Băsescu, să știți că Băsescu... Eu, drăguț, eu n-am visat, cum să zic eu, femeia pe care o iubesc atât de bine ca avea Băsescu. Deci, eu n-am avut visuri cu iubita mea atât de... declare cât am avut cu Băsescu. Eu, știe toată lumea, sunt foarte fan Băsescu, nu? În ghilimele.
Și, domnule, da, am avut niște visuri din alea. Cum să vă zic eu? Extrem de clare. Unul dintre visuri era... Îl certam. Dar îl certam cum pot eu să cert. Și eram într-un amfiteatru cu foarte multă lume. Apropo de karma, nu știu ce karma am eu cu el. Și îi explicam, din cauza ta o să supere tot neamul tău pentru tot ce ai făcut, la 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 la. Și cum îl certam eu așa, s-a uitat la mine și avea doi gelați. Și le-a zis, dați-l afară. Și au venit doi de ea mari. M-au luat așa de aripioare și m-am trezit. Și mi-a trebuit ceva timp să înțeleg de ce s-a întâmplat treaba aia și multe dintre lucrurile care se spun despre nu sunt într-un tot adevărate, pentru că am început să le înțeleg și eu. Apropo de energia lui și de că un călugăr i-a zis că are doi demoni cu el și că da, are, dar el a fost capitan de vas. Când ești capitan de vas și scoți, de exemplu, mi-a trebuit mult timp să înțeleg treaba asta. Dacă ești, de exemplu, capitan de vas și ești cu vasul dintr-o furtună, înseamnă că ai învins demonul respectiv și ăla va rămâne cu tine toată viața. Și va face ce vrei tu. Pentru că l-ai învins. Și el are puterea asta nu pentru că și-ar fi vândut sufletul sau cine știe ce a făcut, ci pentru că a salvat nava de vreo două uragane în cariera lui de... Nu iau apărare, vă zic, eu spun că m-a interesat să văd ce-i cu entitățile respective și a trebuit să întâlnesc mai mulți navigatori care au trecut prin furtuni. Unul dintre ei era prieten, ne-am un prieten, deși am fost prima oară pe cuțite și ăsta fusese tot așa capitan de vas și avea o energie atât de grea și de întunecată că strica orice mașină. Era pilot de raliu, se urca într-o mașină, se defecta. Se dea jos, aia pornea. Și nu, nimeni nu înțelegea de ce, pentru că... Și după aia, la un moment dat, mi-a povestit el cum a reușit să salveze un pas împotriva tuturor... Deci, iau un manual de navigație. Și manualul ăsta de navigație se spune ce poți să faci în anumite situații. Te uiți în manualul ăla și spune ce ai să faci. Și în manualul ăla spunea că ieși cu vasul tangent uraganul în sensul vântului uraganului. Și l-a zis, eu nu fac așa. Și a întors vasul în sensul opus uraganului și a scos vasul. Și după aia s-a certat cu ea de la... Ăsta e Royal Navy, nu știu mai cum, în Anglia. S-a dus peste ei și a zis, voi sunteți niște idioti. Cine face așa să scufundă, dacă mergi cu vântul în spate, singura soluție este să mergi cu vântul în față. Mă rog, a salvat nasul și în momentul respectiv entitatea a rămas cu el. Și a rămas cu el până la sfârșitul vieții lui. Și era mare. Deci orice mașină. Ducea mașini, el avea, e singurul care avea o mașină de 700-800 de cai. Apropo de energie. Așa că nu întotdeauna e ce să spune. Trebuie să studiezi mai în profunzime ca să vezi de unde-ți vine un anumit lucru. Bine, nu mai știu de unde am plecat, dar eu am talentul de a divaga. Ah, vorbeam despre misiunile personale ale individului. Ei, și la un moment dat... Eu v-am zis, eram cam supărat pe el pentru ce, dar am descoperit că face lucrurile corect. De exemplu, când s-a luat, când s-a scăzut ca salariul minim pe economie, am măsurat și a făcut voia lui Dumnezeu. Scăderea salariului minim pe economie a fost o formă de plată karmică pentru neamul ăsta, pentru toate avorturile pentru care s-au făcut. Banii sunt o formă de plată karmică. Stăm foarte prost la capitolul ăsta, din cauza că noi nu avem un planning familial, și la noi avorturile se fac și acum pe bandă rulantă. Nu avem o cultură din perspectiva asta. Femeile nu știu multe să-și ia anticoncepționale, nu știu să protejeze, așteaptă să o facă bărbații. Pe noi ne doare în plecuri. Și atunci sunt foarte multe avorturi. Ori toate avorturile astea se regăsesc în dreptul divin, în bani, la nivel de nație. Punct. Și a făcut ceea ce trebuia. Și atunci, bă, dar ce pâine-i face asta? Trebuia să fie ăla care dărâmă tot, ăla care a fost misiunea lui personală. Și în alt vis, aia m-a șocat de tot, îl duceam printr-o livadă de cireși înfloriți. Aveam un Mercedes din ăla, cum aveau
nemții în al doilea război mondial, el râdea, cum știți că râde, și eram plin de spume pe el și îl conduceam, deci eram șoferul. El era în dreapta și s-a mânzat teribil. Mă rog, fiecare, până la urmă, la nivelul ăsta, să știți că fiecare individ, m-am uitat la când s-au întâlnit președinții diverselor state, credeți că este vreo deosebire între a fi președintele Statelor Unite sau a Rusiei și să fii un arhistrateg cosmic în care există mai multe planete locuite? Nu. E chestie de... E ca și cum aș îngloba pe ce câte culturi nu există în Rusia. De diverse feluri. De la creștini la mahomedan. De la... câte culturi nu există în Statele Unite. Și negri, și sudamericani, și... cum se cheamă? Chinezi acum. Orașe întregi chinezești. Și atunci, care este diferența între a te pregăti pentru arhistrateg cosmic pe planeta Pământ ca președinte sau... Ați înțeles? Ce diferență este în a fi președinte de unui popor, președintele unui popor și a fi Dumnezeu unei planete? Nu trebuie să ai grijă de toate, să le înțelegi pe toate? Nu e același lucru? La altă scară? Nu e? Care e diferența? De scară. Ba, nu intră în atribuțiile Parlamentului și Președintelui, inclusiv cum se face vânatul, cum se face pescuitul, ce se întâmplă cu cum se omoară animalele, dacă le omorâm cu împușcându-le în cap sau le omorâm anesteziindu-le. Nu intră și astea, până la urmă, tot în atribuțiile lui, ca să semneze decrete? În momentul în care o să se interzică tăiatul porcului în fundul curții, nu crezi că și președintele are ceva de spus în treaba asta? Ție ți se pare corect tăiatul porcului în fundul curții? Și? Ți se pare un lucru evoluat spiritual? Bun. Și atunci nu va trebui la un moment dat președintele să semneze un din ăsta prin care se interzice și se amendează tăierea animalelor în fundul curții? Sau fără avizul sanitar? Adică vine medicul veterinar, îi face o injecție la doarme, după aia îi taie gâtul? Ce zici? La un moment dat va trebui să gândească și președintele. Bine, nu ăștia. Unu. Ați înțeles? Deci lucrurile sunt mult mai profunde. Fiecare individ învață la un moment dat să fie ceva. Învață un rol. Fiecare cu rolul lui. Una este să învăț să conduc 5 oameni, alta este să învăț să conduc o firmă de 5.000 de oameni, alta este să învăț să conduc o nație. Și alta este să conduc mai multe nații. Fiecare are nivelul lui spiritual. Și nivelul lui de școală și... De asta sunt judecați altfel. Ca dovadă, Neanicu. Voi ziceți că Neanicu a făcut rău, da? Bun, l-am omorât. Ce s-a întâmplat cu el? Ce? I-a preluat karma poporului și el s-a dus foarte frumos râzând în cer. Da? De ce? Păi foarte simplu. Nici măcar nu i-a preluat karma, pentru că el a manifestat karma poporului român. El ne-a chinuit pentru că așa suntem noi ca popor. Noi am avut conducătoria pentru că așa suntem noi. Și nimeni, românul, nu face până nu pune cineva biciu pe el. Noi nu avem conștiință, nu avem... Știți cum e românul? Am elevi, da? Și îi zic, vine o... Și culmea e că preda. Vine la mine o maestră de-a mea și zice, plec în Thailanda. Bine. Bine, a ieșit de tot rahatul, tot ce a făcut. Păi zic, da, dar zic, n-ai voie decât 81. 81 e bine. Bun. Vine altcineva.
Doamna, aveți 70% din suflet. 70% e suficient. Da? La plecare, doamne, îi spun, mă întreabă cât o costă ședința. Zic, păi zic, 30% din salariul dumneavoastră pe ultima lună. Așa mult? Deci din perspectiva sufletului, 30% este puțin. Din perspectiva banilor, 30% este mult. După aia, din perspectiva ascultării divine sau a face ceea ce trebuie să faci, 80%, 81% e foarte bine. Cât ți-ai făcut treaba? 81%. Și că i-am certat. Zic, băi, ați plecat acasă, ați făcut cursuri. Băi, cât ați înțeles voi și ce ați făcut din ceea ce am? Și eu îmi zice, 81 am făcut. Și e bine 81. Da! Auzi, doamnă, dacă ți-o pune soțul tău și te face 81, nu știu dacă o să-ți placă. Pentru că omului trebuie să-i dai un exemplu pe care să-l înțeleagă. Dacă te plătește patronul 81, nu o să-ți placă. Dacă vine femeia de serviciu și îți face treaba 81, te super, dai vina. Știi că îmi place de... Deci vine doamna, îți face treaba 81, dar dacă tu ești obișnuit să faci 81, nu e firesc o să întâlnești oameni care să fac treaba 81 și după aia te super că ea nu s-a făcut grea. Păi normal că nu s-a făcut dacă tu nu știi să-ți faci treaba 100%. Bine. Nu? Ia faceți-vă treaba 100% bine și o să vedeți că întâlniți oameni care vă fac treaba 100% bine. Altfel o să întâlniți oameni care vă fac 81, cum sunteți voi, că sunteți la nivelul ăla. De asta, când vă spuneam, dacă v-ar auzi și v-ar ajuta Dumnezeu 81. Revenind. Karma personală, da? Greșelile pe care le-am făcut eu. Evident că dacă înțeleg lucrurile pe care le-am greșit și înțeleg situația și înțeleg aia, mă eliberez de durerea respectivă sau mă eliberez de greșelile pe care le-am făcut. Le plătesc, înțeleg, automat karma mea o transform în înălțare. Imaginați-vă, da? Că păcatele, tot ce e negativ, tot ce am înțeles greșit, toate schemele, toate astea, toate programele negative și tot ce n-am înțeles eu bine, sunt ca un sac. Ca o remorcă pe care o car după mine, da? Pentru că nu le-am înțeles. Pe măsură ce mă eliberez de ele, ele se transformă în sens pozitiv. Și atunci tot ce am făcut greșit, de fapt, înțelegându-l, mă face mai înțelept și mai puternic. De ce? Păi dacă înțeleg, înseamnă că mă înțelepțesc, corect, și pot să-i îndrum și pe alții. Iar dacă le plătesc pentru că sunt entități, fiecare entitate de aia de întâlnire pe care eu am acceptat-o, creat-o, invocat-o sau cine știe ce am făcut în altă viață, o transform în înger. Vă e clar? Karma de neam. Karma de neam. Mai aveți întrebări relativ la karma personală? Deci este suma energiilor negative din alte vieți personale. Unde e stocată ea? Știți unde e stocată? În umbră. Și umbra asta unde e? În teluric. Da? E magmă. De obicei acolo stă umbra noastră. Noi aici, la suprafață, avem mai mult lumină. La un moment dat se deschide chakra aia pământului și ne iese la suprafață. Tot ce am creat noi vreodată. Da? Cine decide asta? Dumnezeu. Da? Actualizarea karmică este făcută cu este creată de Dumnezeu. De ce? Păi foarte simplu. Dacă eu am o protecție divină bună, poate să se manifeste umbra? Nu! Pentru că se manifestă lumina. Și atunci când se manifestă umbra? Când se dă la o parte lumina. Cine are grijă de lumină? Dumnezeu. Punct. Dumnezeu. Și te lasă în umbră. Când te lasă în umbră, atunci ești tu cu tine și cu tot ce-ai creat vreodată și atunci e bai.
este momentul în care Dumnezeu îți ia potențialele divine și te lasă pe tine cu înțelepciunea ta umană. Aia este dureroasă. Abia atunci îți arăți adevărata valoare. Când ești tu cu întunericul. Așa cu lumina noastră, cu îngeri, cu aia care merg cu un înger în stânga și un înger în dreapta, suntem drăguți toți. La momentul în care ești lăsat tu singur, în mijlocul întunericului, tu cu rău, Karma de neam este suma karmelor strămoșilor. De ce? Păi pentru că ei când pleacă nu o să-și ia răutatea pe care au creat-o. Iau păcatele lor. Da? Dar energia pe care au creat-o și informația pe care au creat-o rămâne în teluric. Rămâne în teluric și rămâne ca energie și ca subconștient sau egregor de grup. Ca informat și energie și entități spirituale. Da? Deci aia pe care i-a creat bunicul tău, îi afectează pe toți. De asta vreau să vă spun că tot ceea ce faceți voi vă afectează nu numai pe voi, ci toată familia voastră, tot neamul. Ceea ce facem noi automat influențează tot neamul românesc și ceea ce facem noi influențează toată planeta și ceea ce facem noi influențează tot sistemul nostru solar. Știu că sună acela, dar e o realitate. Așa că nu suntem liberi să facem orice. Pentru că tu ai impresia că dacă ceea ce faci tu la tine acasă te influențează numai pe tine, nu? Păi chiar și partea aia face parte din subconștientul planetei. Chiar și partea aia face parte din români, din Europa. Deci automat influențează tot. Eu să-mi spuneți că da, eu sunt mic, cu tot să influențez eu. Da? Și Moceanu e făcut din picături. Și dacă sunt N ca tine, atunci schimbarea, de asta spune să vrei să fii schimbarea pe care o vrei în lume. Pentru că dacă tu schimbi în tine, automat asta se duce ca o luminiță care se aprinde în întuneric. Și asta începe să lumineze și să dea la lume. E ca lumina aia de la Ierusalim. Ideea este că așa ar trebui să fim. Nu să ne luăm lumina doar de la Ierusalim. Lumina aia trebuie să trezească în noi lumina interioară. Lumina interioară ar trebui să n-aibă nicio legătură cu lumina altcuiva. Să fie lumina ta. Așa. Degeaba luăm de la alții dacă noi nu suntem buni. Eu zic că e mai important să fii bun decât să-ți iei lumina de la alții. Indiferent de la cine. Da? Bun. Cum putem transforma treaba asta și care este partea pozitivă? Există în Qigong un termen care se spune așa. Prea mult yin se transformă în yang și prea mult yang se transformă în yin. Și am făcut testul ăsta odată. Printre alte lucruri pe care le-am avut eu de testat în evoluția mea spirituală au fost modalități de evoluție spirituală. Modalități de evoluție spirituală. Și aveam evoluția spirituală prin ortodoxie. Evoluția spirituală prin radiestezie. Evoluția spirituală prin Qigong. Evoluția spirituală prin arte marțiale. Evoluția spirituală prin Reiki. Evoluția spirituală prin masonerie. Eu sunt cercetător. Nu sunt niciuna dintre. Adică toată lumea mă identifică pe mine cu Reiki-ul sau cu magia. Ardeșanul ăla care a scris Atacul Psii, Ardeșanul ăla care face Reiki. Eu fac multe. Dar prin asta sunt mai cunoscut. Nu înseamnă că mă identific cu ele. Sau Ardeșanul terapeut. Eu nu mă consider niciuna dintre ele. Pentru mine toate sunt roluri. Am un rol de cercetător, am un rol de maestru Reiki, am un rol de profesor, am un rol de pilot.
Da? Am un rol de terapeut. Mi-aș mai dori să am un rol din când în când de pescar, dar nu prea ajung. Înțelegeți? Sunt roluri pe care ni le asumăm. Am cam dat o bară cu rolul de tată și soț. Sper să-l învăț și eu pe ăsta. Bula asta. Înțelegeți? Sunt roluri. Nu vă identificați cu rolurile. Meseria dumneavoastră este un rol. Da? Dincolo de asta sunteți voi. Vă duceți la biserică, e un rol. Aveți rolul de creștin în viața asta. Nu vă identificați cu creștinismul. Că nu sunteți Hristos și nu ați avut viața lui Hristos și nu puteți să fiți în veci Hristos. Că tot se spune, cum trebuie să fii, precum Hristos. N-aveți cum să fiți Hristos, vă dau un scris, cum vreți voi, când vreți voi, la orice oră vreți voi, vă dau un scris. De ce nu puteți să fiți Hristos? 1. Sunteți femei. Asta cade din start. Da? Mare parte sunteți femei. S-a încheiat, da? Pentru voi e clar că nu puteți fi Hristos. Iar la bărbați, nu puteți să fiți Hristos. 1. Nu v-ați născut din Maica Domnului. Primul aspect. Și de la Duhul Sfânt. Corect? 2. Nu v-ați născut evrei. Da? Corect? Corect. Nu v-ați născut pe vremea Imperiului Roman. Corect? Corect. Asta aveți cel puțin 3 motive pentru care nu o să fiți în veci Hristos. Copii proaste. Da. Dar niciodată El. El este El și voi trebuie să fiți voi așa cum eu sunt eu și nu pot să fiu decât eu. Mai bun, mai rău. Bă, dar eu. Toți au încercat să-L copieze pe Hristos și au ajuns niște copii proaste ale lui Hristos. Cele mai proaste copii ale lui Hristos. Pentru că n-ai cum să ajungi, îl înveți la identificare cu El. Nici cu El, nici cu Dumnezeu Tatăl. Nici cu Maica. Pot să fiu eu îmbunătățit, eu în Dumnezeu, eu în Hristos, dar niciodată precum Hristos. Hristos e Hristos, eu sunt eu.